Salut tuturor și bine ați venit la un nou clip la mine pe canal. Astăzi facem un nou challenge destul de interesant, zic eu. Draftul națiunilor, în primul 11 în echipa de la draft trebuie să fie 11 națiuni diferite. Așa că o să fie tentații mari, jucători destul de buni. Sper să nu mai certe nimeni în comentarii. Înainte să începem, rugămintea clasică pe care am, să lăsați un like dacă vă place acest clip, să vă abonați la canal dacă vă place ceea ce fac eu și să vă aprindeți și clopoțelul, fiindcă este foarte, foarte important să fiți la curent cu ce o să urmeze la FIFA 21. Yay! Și să mă urmăriți și pe Instagram, aveți Instagramul meu în descriere. Hai să luăm coin și vedem ce formații primim. 4-1-2-1-2. E bună, mie îmi place, I like 4-1-2-1-2, Nero, Cristiano Ronaldo, primul, striker, Michael Owen, Anglia. O să fie ceva din Anglia mai bun, pe spate un pic, dar aia e. Am luat, nu discut, cam, hai, Zizou, Maradona, Ronaldinho. Grea decizie. Bă, Maradona s-a nu prea mi-a plăcut niciodată. Ronaldinho, în schimb, mai tank. Dar Brazilia poate să ne pice grasul. Poate să ne pice Garincha. Nu le iau pe Ronaldinho. Mă-mi place mai mult Ronaldinho decât Maradona. Ce ne ajută pe noi aici? Matuidi ar ajuta, face cu Cristiano. Și nu mai avem voie să luăm alți francezi. Not good, but I'm but aie. Under Herrera pare, Hector Herrera, scuze, Cardozo, Verratti, Swift. N-avem voie englez, deci ăsta se elimină. Nu știu pe ce se iau aici. Argentina n-am voie, ba da, am voie. Mexic. Așa, așa nu mai avem, putem să luăm altceva după aia, dacă vine. Mexic așa bun nu există. Ia. SM bun, Ghana, ok, ok, decent. Decent, hai să vedem fundașul dreapta. Dar de unde e, mă? Ivory Coast, nu e același lucru. Francez, n-avem voie, luăm Poirier. Cel mai bun din curtea școlii. Hai în stânga aici. Jordi. N-avem voie cu Ajax Tej. Davis ar fi interesant, fiindcă e canadian, sau Alaba. Davis. Îl iau chiar că nu fac așa mult chemistry, dar e un fundaș destul de bun. Hai măi! Și? Voi ce mai ziceți? Mulțumesc. Așa, fundașul central. Hai mă, ce se întâmplă? Exact astăzi nu merge? Ia. Koulibaly. Mai asta ceva din Germania eventual. Uite Hummels. Avem neamț? Nu. Am la Hummels, mă, mă, nu cred că le-au pe Hummels. 32 pace, Camara, n-am voie. A? N-am voie. Koulibaly. N-am pe Hummels. Hai aici. De Ligt, Capac, Langlen am voie, Murillo, Maicon n-am voie. Singurul care am voie este Capac ăsta, care se leagă destul de bine. Portar, Spania, Franța n-am voie, Brazilia n-am voie, Polonia am voie, Elveția am voie. Iau pe De Gea, nu mă puteam să le iau pe zonă. Da, dar poate nu stau și eu cu jucătorii ăștia. Event, mă gândesc, voi primi și eu niște legende fundași. Ia să vedem. Pe banca de rezervă. Aici putem să luăm ce vrem noi. L-am luat chiar pe Carlos Alberto, dar n-avem voie să-l băgăm în primul 11. Din păcate. Dar pe Leo avem voie. Leo sau Carlos Alberto? Îl iau pe Leo. De ce mergem așa greu, mă, astăzi, mă? Hai, mă. Godin. Depay, Dong. Uruguay. Le iau pe Godin. Hunter, foarte bine.
Dacă ai englez n-am voie. Iguain în argentinean n-am voie. Bale. Belgian Witzel. Nu știu ce să fac, să-l iau pe Bale, nu-mi prea folosesc, le iau pe Witzel ăsta, poate. Neamț am voie? Nu. Belgian, hai. Mă gândeam să fac ceva genul ăsta. Așa. Dar nu mai dă și noi niște mijlocași, zic eu. Best. Bun. Northern Ireland. Da, asta nu se discute. Northern Ireland. Ziceți, dom'le, că e în Anglia sau nu știu ce, nu știu cum. Ia. Continu, n-am voie. Nu, mamă, n-am voie să iau pe nimeni, deci. Am francez, am pe Matuidi. Oricum era discuția de loc de primul 11. Dacă asta ne ajută cu ceva? Nu. Poate dacă îl bag în dreapta aici în locul lui. Nu era ar fi bun, dar poate ne pică un alt portar mai bun. Alexandru, nu, hai mă să-l iau pe Saka asta. Mamă, n-am voie să-l bag în primul 11, de ce l-am luat, mă? Bale, Trent, Alexander Arnold. Aspi. Greuț? Bale. Bale mă ajută. Lost your connection. Îmi place Sports Vancouver Canada. Revenim. Am revenit și l-am luat pe Bale. Să fie din Galezia. Ce mai avem pe aici? Benrahma ăsta e bun. Are viteza acolo, ne ajută în față. Hai mă, dar dăm ceva un fundaș și mie like-ând. Ne rugăm de ei azi, da? Facem noi un draft? E frumos. Croația, Orsici. Bun. Super sub. Avem voi Thiago Silva să-l băgăm, Brazil, n-avem cum. Dar îl iau, să fie. Mamă, nu cred că nu are chemistry la îndreapta deloc. Nu știu pe cine să iau. Oricum nu cred că mă ajută niciunul. Iau pe Florenzi. Cred că am ratat pe cineva. Ah, dacă fac eu așa o jmecherie. Ah, cred că îmi scade chemistry. Cât? Măt, 85. Ah, da, scade mult. Nu e combinație. Bă, nu e deloc combinație. Mandanda n-am voie. Leau pareu ăla. Și cum îi dăm și noi chemestri? Cum dăm și noi chemestri aici la această echipă? Un porier aici? Așa și aici? N-am și unul din Anglia, bă ce... Ce soartă, băi băiatul. Doar așa. Na. Cam ăsta e draftul națiunilor. 11 națiuni diferite, să mă uit eu bine. Spania, așa, Turcia, Germania, Canada, Belgia, Ghana, Mexic, Brazil, portughezul și englezul. Avem aici pe bancă, pestulică,
Leosică, în locul lui Areolică. Pe Sacaică, în locul lui Tiago Silvică. Și pe Matuidică, în locul lui... Locul cui? Locul lui Godinică. Hai să luăm și antrenorică, n-avem chemistry mai deloc. Ivo Vieira, Bigo, Stevie G, Vucetti și Andrea Zoli. Vucetti. Am luat pe manager. Și acum, hai să iau și să fac și tacticile puternice. Nu discut, nu discut. Așa, o să fac niște schimbări în primul minut. O să iasă Herrera și cu Witzel, o să intre... Sau nu? Nu o să iasă, mă, cred că scopă Cristian, o să-l bag pe Orsic ăsta. Sau pe Best, hai că vedem. Mă mai gândesc un pic până începe meciul. Primul adversar. Na, nimic. Nic, se poate și mai bine. Godiașin, Gudiașin. Sperăm că nu ne cade conexiunea. E bine, am intrat în meci. Bine noroc aici. Ronaldinho! Ma! Gaucho! Îmi scrie 1-0! Maica Tereza. Control și finishing. Bun. E bună? Te întorci? Bravo Ronaldinho. Bravo Ronaldinho. Bravo Gaucho. Foarte agil. Ronaldinho și conduce cu 2-0. Minutul 20. E început bun. Foarte bine s-a întors aici Ronaldinho. Sper că la FA 21 să fie un card, să fie un card bun. Vom vedea. A plecat Bez, nu e offside. Ole! Ole! George! Best! Și s-a pus o pauză și poate avem noroc din primul meci, un rage quit. Poate, 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 te rog eu frumos. Nu? Ne. Ai, ai. McLaughlin pentru 4-0. Îmi scrie balonul de aur McLaughlin. 4-0 și e bine. Norocos gol. Vorbim la fel. Ei bine... Asta se întâmplă uneori.
când jocul se răstoarnă, ca să zic așa, adversarul, orice ar face, dă gol. De asta s-a întâmplat, de la 4-0 pentru mine să facă 5-4. Eu am lăsat oarecum garda jos de la 4-0, am zis, bă, e destul de slab, dar iată ce se poate întâmpla. A văzut după aia, după ce a avut 5-4, diferent. Am dat 2 goluri în 10 minute. Asta este FIFA 20. Noi o să mergem în meciul 2 zâmbitori și foarte, foarte pozitiv. Hai să vedem ce adversar primim. Hai să vedem adversarul 2. Cine este? FC Punti 4-4-2. Ward Prowse, Modric. La mijloc, Garincha, nu știu cine atacantul ăla. Owen, Felipe Anderson, nimic spectaculos. Nimic desperiat, așa că trebuie să câștigăm această partidă. Da. Gol frumos. 1-0. Da. 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 Gol, da. Frumos. Da. Gol frumos. Da. 1-1. Da, un gol foarte frumos, Charlie. Ronaldinho! Due la due, hai să ne concentrăm un pic, că băiatul ăsta dă gol la orice șut. Și încă una, și încă una. Ronaldinho! La tată, la tată, da, da. Hai să ne concentrăm un pic, că băiatul ăsta dă gol, m-am zis, la orice șut. Orsic. 4-2. Și pe ce punti a sărit de pe punte. Una sorpresa. Pe ce punti. Bye bye. Mergem în semifinale. Hai măi băieții lui tata, naționaliștii. Nu e național, știi numele potrivit. Semifinala împotriva lui Supremei. 4-3-3 defend. Oh, 191 fundași și foarte buni. Mijlocul interesant, atacul meh. Ce greu de trecut pe lângă Rio. Rio! Rio! Dar putem. Auzi? Băgăm aici națe. La portar. Nu știu. Eu ți-o bag aici. La prea început. Să... Gol, mă! Ce s-a întâmplat? Hai să vedem reluare. Vreau să comentez 1-0. Best. Bun. Fake shot. George. Hop, hop. Haide. Michael Owen. Hai mă, cum a... Michael, hai mă, lasă-mă, mă. Tot.
3-0. Și poate dacă va ieși, vom ajunge direct în finală și ajungem, mă. Ajungem, știam că o să pună pauză și că o să iasă. Și noi ne pregătim de marea finală. Bravo, băieții lui tata. Finala. FCU Craiova, împotriva unui român. Iată ce destin. Finala draft împotriva unui român cu Messi, toți out of chemistry. Preferam, sincer, dacă eram în locul lui, să-l fi pus pe bancă, să-l fi pus în minutul 1, dar hai să vedem. Bun, și are 1-0. Bagi. Și 2-0, nu ce greuți? Așa ne concentrăm un pic, da. Jucăm și noi, 3-1. Nu e offside? Hai, Michael. Nu cred. În alte, ce se întâmplă? Roșu! Cartola Maria! Alora! Penalti? Sau ce? Da. E să batem noi un. Batem. Hai. Nu cred. Asta, bă! Asta, bă! Da, mă, dar de aici o dau. 3-2. De aici o dau. Am ușor. Nu știu cum. Ursici. Pară. Nu m-a prins. Am ratează și tu. Mai dă bară gol, mă! Hai, mă, ratează-mă și tu, dau bară, dă bară gol! Best! 4-3! Pic de noroc aici. Michael Owen! 4-4. O învălmășeal acolo. Nu-i nimic. Nu, hă? Leo Messi! Bară iar, mă, aia. Ronaldinho! Gol, mă! Nu vreau să comentez. Eseu, 6-4, schimbăm setul. Schimbăm setul, mă, schimbăm terenul, mă. Ui. Arde, uite cum arde, dă semnale de sus să le vezi de departe, arde. Se termină meciul. Felicitări. Chiar a jucat bine băiatul cu FCU Craiova, chiar a jucat bine. A avut și 3-0 la un moment dat. E era greu de crezut că pot să întoarce, dar la urmă a ieșit bine. Dacă s-ar încărca mai repede, am putea vedea și pachetele, hă? Hai să vedem și pachetele. Pachetele, te interechețele. Premium Gold Pack, Rare Gold Pack și Rare Gold Pack. În ultima perioadă numai asta îmi dă, dar nu este niciun fel de problemă. No problemu! No problemu! Board! Board! Ozil și un Shadow, bun!
Punem aici cu Excel, nu ne interesează, shadow-ul păstrăm. Pe nevoie. Nu știu pentru ce, dar poate avem nevoie. Hai să vedem următorul pachetel, pachetel. Board din nou. Skip, 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 skip. A skip, a skip, a skip, skip, skip. Lukaku, bun. Pixel. And the last one. Rar gold pack. Ia să vedem. Mă, și mă bucur. Da, mă, și mie ceva, mă. Boss. Mă, bord. Îmi plac bordurile. My love. Frumos, frumos cu bordurile astea. Viță. Super. Yay. Băieți, acesta a fost clipul, nu uitați de like, dacă v-a plăcut, abonați-vă și aprindeți-vă și clopoțelul, urmăriți-mă și pe Instagram, până data viitoare, vă salut, cu deosebit respect, pa!